Vă spun bine ați venit la festivitatea de aniversare a 50 de ani de la înființarea Liceului Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina. Iată o istorie de 50 de ani, 1973-2023. Sunt Vasile Androne, directorul actual al unității. Mă bucur să fim aici împreună. Foști profesori, foști cadre didactice a unității, foști directori, directori adjuncți, dar și actualii profesori și actuale cadre didactice ale unității, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, colegii directori de la celelalte licee din Câmpina, reprezentanței primăriei municipiului Câmpina. Este un moment deosebit în viața unei școli. Rocalte unități școlare au trecut de 100 de ani. Noi suntem o unitate mai tânără, să spunem așa. O să încerc cu o scurtă istorioară a unității. Dacă vor fi și date care nu sunt absolut corecte, rog poștii directori, poștii profesori să, atunci când vor lua cuvântul, să spună aceste lucruri. Abia aștept să aud amintiri și povești din viața liceului, din activitatea celor care au petrecut mulți ani aici, dar acum sunt la pensie, sau mă rog, deși de la poștii absolvenți care au absolvit liceul în data noastră. Liceul Tehnologic Mecanic este cea mai nouă unitate liceală din municipiul Câmpina, alături de un colegiu național, un colegiu tehnic și alte două licee tehnologice. Deci, în total, 5 unități liceale. Așezarea geografică a Câmpinei a făcut-o din străfundul anilor un loc plăcut, recreativ, prin frumusețile sale naturale și prin însușirea climei de aici. Este amplasat municipiul Câmpina într-un adevărat amfiteatru natural, situat pe Valea Prahovei, înconjurat de două râuri, Tosana și Prahova, care au modelat terasa Câmpina. Câmpina este atestată documentar de la 8 ianuarie 1503, numele acesta figurând în registrele decimale ale negustorilor brașoveni, care tranzitau Valea Prahovei, o zonă folosită drept drum comercial, constituind încă din secolul al XIV-lea o cale de comunicație între provinciile românești, Transilvania și Muntenia. Invitatea unității noastre vă oferă o pasetă aniversară, semn de respect și apreciere cu ocazia acestui eveniment 50 de ani de la înființarea instituției. Și, într-adevăr, pentru prima dată ajung în liceul dumneavoastră. Mă bucur că am ajuns într-un moment festiv, într-un moment de sărbătoare. Este sărbătoarea dumneavoastră, a școlii, a colegilor care au slujit aici an de-a rândul, pentru că am înțeles că sunt și colegi pensionari, da. Sau și, bineînțeles, a colegilor care sunt în moment la liceu și muncesc bine. Asta o știm pentru că imaginea liceului, așa la nivelul județului și nu numai, este una foarte bună. Nu putem decât să fim mândri și, evident, vă bucurați de toată aprecierea noastră pentru toate eforturile pe care le depuneți, așa încât Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina să fie unul dintre liceele fruntașe când vorbim de învățământul tehnologic și profesional. Toate aceste rezultate vi se datorează dumneavoastră,
conducerii școlii, iar noi nu putem decât să fim mândri și bucuroși că reușim să culegem, da, roadele muncii dumneavoastră și să ne mândrim mai departe cu ele. Felicitări din tot sufletul, să ne întâlnim sănătoși și la 60, și la 70, și la 100, iar ca un semn mic al aprecierii noastre, permiteți-mi să vă ofer o diplomă de onoare. Mulțumim mult! Sărbătorilor, să vă urez din tot sufletul să aveți un Crăciun liniștit, sărbători cu sănătate, o vacanță frumoasă, care să ne readucă așa la putere maximă și să ne vedem cu bine și în momente frumoase de fiecare dată. Da. Tot de la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, mă bucur foarte mult că este alături de noi doamna Lorelai Elena Urlețeanu, inspectorul școlar de dumneavoastră. Sper acest pachet aniversare ca o care în semn de respect și apreciere. Mulțumesc mult de tot! Sunt în momente fericite la Mecanic Urbina, pentru că am mai venit și în alte momente. Dar în momente ca acestea, când toată lumea uită tot ceea ce este mai puțin frumos și când toată lumea se bucură numai de reușite și se gândește la tot ceea ce e mai bun și la tot să fie frumos de aici încolo, sunt momente care ne aduc mai mult împreună și cu atât mai mult cu cât suntem în preajma sărbătorii. Vă doresc să rămâneți uniți, să construiți împreună tot ceea ce v-ați propus să construiți, astfel încât să vă fie bine și dumneavoastră și copiilor mai ales, pentru că au nevoie de Mecanic Câmpina. Sărbători fericite, felicitări și la mulți, mulți, mulți ani! Vă doresc. De la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, îl invit în scenă pe domnul inspector pentru management, Nicu Florea, inspectorul nostru de management la licee. Domnul inspector este o prezență familială în unitatea noastră, a venit de multe ori și în controle tematice și oricând este nevoie. Vă ofer cu drag și dumneavoastră această aniversare. Foarte mult, domnule director, onorați invitați. Mă bucur că sunt și la bine alături de dumneavoastră. Sper că vom fi numai în astfel de situații de vom întâlni. Vă doresc să atingeți și centenarul. Iar noi să fim, dacă se poate, biologic, tot în această formată. Să vă felicite și tot celor mulți. De fiecare dată, în momentele importante din școala noastră, a fost alături de noi domnul primar Alin Ioan Moldoveanu și mă bucur mult că a reușit și astăzi să vină. De la preluarea acestei funcții, întotdeauna a fost alături de unitatea noastră și de fapt de toate unitățile de învățământ din Câmpina. Mulțumim că sunteți și astăzi alături de noi și vă oferesc din partea unității pachet aniversar în semn de respect și apreciere pentru susținerea sistemului educațional din Câmpina. Nu o să puțin mult, dar eu să vă povestesc câteva momente din viața mea. În clasa a doua, în trimestrul 2, părinții mei s-au mutat, de fapt mama mea, împreună cu noi copiii, ne-am mutat la Câmpina. Și unde credeți că am învățat?
Mergi direct. Exact. Am început la școala generală numărul 6 atunci, care acum aparține de liceul mecanic. După care am făcut prima treaptă aici. O spun cu tot sufletul. Dacă nu ar fi fost cadrele didactice care m-au șlefuit așa cum au putut mai bine, eu n-aș fi fost ceea ce sunt acum. Nu doar primar, pentru că acest liceu a dat primarul municipiului Câmpina, ci și ca om, și ca tată. Vă mulțumesc din suflet că mi-a dat educația cea mai bună. Am amintiri foarte frumoase aici. Și ca elev, și ca sportiv, pentru că învățam în liceu atunci când am început boxul. Profesorii de sport, directorii de la momentul respectiv, doamna diriginte Stănică la momentul respectiv, m-a înțeles foarte bine și chiar m-a îndrumat să fac sport. În același timp, nu pot să vin pe domnul maestru Fulău, cu care am reușit și am câștigat pe liceu concursul de meserii, pe județ, și când a trebuit să ajung pe zonă, la un meci mi-am rupt degetele în timpul meciului și nu am mai putut participa la faza de zonă și, bineînțeles, dacă m-aș fi calificat, la faza națională. Așa cum am spus, am făcut treapta întâi aici, pentru că știți cu toții, văd că domnul Ioan aici, știți cu toții că învățământul în trecut era treapta întâi și treapta a doua. M-am apucat de arte marțiale, am reușit și am ieșit campion mondial, mi-am luat titlul de maestru olimpic al sportului, am devenit și antrenor, am elevi care au ieșit campion mondial, am titlul și de antrenor emerit, oferit de Ministerul Tineretului și Sportului, după care am devenit primar. Ce spun acum nu e vorba doar pentru liceul mecanic. Domnule director, doamnelor cadre didactice, domnilor cadre, profesori, doamnelor profesoare, economiștii, secretarii, vă mulțumesc din suflet că din cauza mea ați stat uneori și până la orele 12 noapte pentru fonduri europene și ați reușit. Aveți proiecte de fonduri europene, ultimul este deja semnat pentru eficientizare energetică și dotare, inclusiv liceul dumneavoastră. Suntem în licitație pentru proiectare, urmând ca în primăvară să scoatem la licitație și execuția lucrărilor. Atenție pe fonduri europene. În același timp, tot un proiect semnat pentru dotarea tuturor claselor. De la table inteligente, tablete, bănci, scaune, catedre și așa mai departe. Este și în munca dumneavoastră. Și îmi cer scuze că uneori am insistat de la 8:30-9 dimineața cu telefonul și până la 11-12 noaptea să ne transmiteți toate datele. Felicit și ceilalți directori care sunt aici de unitate de învățământ, pentru că suntem în aceeași echipă. Sunt un primar fericit, pentru că văd și pe doamna profesoară de matematică, mi-a dat un 5 odată, nu am știut. Dar nu se uită. La primărie, momentan, am greșit, având în vedere că am avut și curtea de conturi și am ieșit aproape exemplar. Dumneavoastră, de fapt, sunteți părinții tuturor copiilor din unitățile de învățământ. Eu așa îmi place să vă numesc, cu scuzele de rigoare dacă vă supăr, pentru că educația de viață pe meserii dumneavoastră o dați. Și de aceea sunt fericit. Sunt un primar fericit. Vă felicit să vă dea Dumnezeu sănătate, pentru că aveți nevoie de multă sănătate. Dumneavoastră sunteți oameni din România care lucrați cu cei mai mulți oameni. Este un lucru foarte adevărat. Și o faceți foarte bine. O spun direct. O faceți al naibii de bine. Vă felicit. Inspectoratul școlar. Am fost primar și la Poiana Câmpina. Și este valabil inclusiv
pentru momentele pe care mi le-ați oferit, nu doar în timpul controlului, pentru că întotdeauna ați venit să ne învățați. Avem nevoie de experiența dumneavoastră. Dar în același timp vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că atunci când aveam nevoie pentru fondurile europene, ați rămas și dumneavoastră târziu peste program. Motiv pentru care, pentru toți cei prezenți, dar nu doar pentru cei prezenți, și cei care au lucrat aici și elevilor care au învățat aici, mă înclin în fața dumneavoastră.